Ce aș vrea să spun la început e acest disclaimer. S-ar putea ca aceste principii pentru unii dintre voi să funcționeze exact așa cum le expunem aici sau să vă regăsiți în multe dintre ele. S-ar putea ca unele să nu funcționeze încă pentru voi. Dacă nu funcționează, s-ar putea ca business-ul vostru ori să nu fie la nivelul respectiv sau să fi depășit poate un anumit nivel și atunci acel principiu poate se aplică mai puțin. Am reușit să adun la un loc 7 principii. Consider că nu sunt toate principiile care ar trebui puse aici, dar având doar o jumătate de oră la dispoziție, am selectat cele mai potrivite principii pentru această jumătate de oră. Cum se va desfășura această sesiune? Se va desfășura foarte simplu. Vă voi spune principiul, vă voi da o definiție a principiului respectiv. După ce vom lua această definiție, voi spune și o idee importantă care pe mine m-a scos foarte mult din zona de confort când am aflat-o despre acest principiu și, bineînțeles, o să-l întreb pe Cosmin cum se aplică acest principiu sau cum s-a aplicat la Gomag sau cum se aplică acest principiu, cum l-a văzut aplicat la businessurile pe care le-a consiliat sau businessurile pe care le are în portofoliu. Evident, la final voi veni și cu câteva întrebări, unele dintre acestea ți le voi adresa și ție, Cosmin, și vă invit fiecare dintre voi să vă notați aceste întrebări, pentru că sunt întrebări care ne pot duce spre aplicarea principiului respectiv. Bineînțeles, un punct important, te rog, este să urmați aceste principii fiecare în felul vostru. Te rog. Este practic principiile prezentate de tine, care urmează să fie prezentate. Practic stau la baza scalării, să-ți pregătești business-ul pentru scalare. Pentru că termenul ăsta de scalare este foarte popular și foarte râvnit de foarte mulți și m-a aplicat și înțeles greșit, pentru că îți faci un startup și vrei să-l scalezi. Bullshit, băi, nu se poate face treaba asta. Scalarea se întâmplă după un proces de creștere. Și Călin m-a chemat aici pentru că noi am reușit să scalăm, să scalăm în România un business, în România, să facem un ecosistem și așa mai departe. Și tot ce urmează să fie prezentat se potrivește în diferite momente ale business-ului și după ce l-ai pus așa cap coadă, dai seama că ești pregătit să mergi la următorul nivel. Până atunci mai trebuie să te pregătești. Aș mai adăuga, se numește antivirus, ce urmează să spun acum, adică mintea voastră va spune în felul următor, Căline, băi, principiul ăsta îl știu, e de când lumea, la mine se aplică. Și atunci vine drăgușorul celălalt și vezi zice așa, dacă îl aplici, îl aplici suficient de bine? Pe o scară de la 1 la 10, ești de 10? Sau ești de 7, 8 și mai merită să mai adaugi acolo ceva? Gândiți-vă la lucrurile astea. Deci vă va veni această idee. Te rog. Îți mai zic că e al doilea drăgușor. Zi la al doilea. La mine nu se aplică. Da? A, ăsta e fumat. La mine nu se aplică că eu nu am. Da. Business-ul meu e special, clienții mei sunt altfel. Bullshit. Toți suntem clienți, toți suntem furnizori la rândul nostru. A, știi ce mai aud de multe ori? Acum, dacă tot am pornit dialogul, de multe ori aud, mai ales când vrem să creăm cluburi Biz Club în orașe noi, Căline. La noi nu funcționează networking. Deci la Iași am auzit-o asta cel mai tare. Mă duceam la Business Days cu Laszlo Pacio și, nu știu, se întâmpla ceva peste tot în România, Business Days-urile erau extraordinare, dar la Iași parcă era ceva deosebit. Și am întrebat pe cei din Iași, pe antreprenorii din Iași, zic, băi, spuneți-mi și mie, ce se întâmplă aici la voi, la Iași, de nu funcționează atât de bine antreprenoriatul, antreprenorii nu se ajută? Păi zice, la noi, Căline, ăștia își dau la joale preventiv. Deci pentru mine a fost disonanță cognitivă când am auzit chestia asta. Cum adică își dau la joale preventiv? Zice, o știi pe aia cu capra vecinului? Zic, da. Păi gândește-te că ce înseamnă a-ți da la joale preventiv, înseamnă că dacă tu încă nu ai capră, vine vecinul și ți-o trăvește iarba în cazul în care vei avea capra să moară. Mi s-a părut foarte, foarte ciudat și am zis, nu, noi credem că putem depăși această barieră. Noi credem că se pot face lucruri extraordinare și chiar Biz Club din Iași, Biz Club Iași a demonstrat că se poate sparge această barieră și acolo oamenii nu-și mai dau la joale preventiv, ci chiar se ajută atunci când vine vorba de antreprenoriat. Voi merge foarte repede prin principii, pentru că mă interesează foarte mult ce ai tu de spus, Cosmin, iar primul principiu se numește principiul echipei. Iar principiul echipei, ca definiție, sună în felul următor, 1 e un număr mult prea mic pentru a realiza ceva măreț în afacerea ta. Iar dacă ar fi să iau o idee importantă și după aceea te voi întreba cum ai aplicat acest principiu, ideea importantă sună în felul următor. Toate rezultatele, așa zise, individuale sunt realizate
de regulă de o întreagă echipă. Sunt rezultatul efortului unei echipe. Multă lume spune că linia stai puțin, că sunt oameni care au realizat singuri ceva măreț. Nu există cineva care să fi realizat singur ceva măreț. Inclusiv cineva la un moment dat mi-a zis că linia, știi cine a realizat ceva măreț? Călărețul singuratic. Și m-am stat și am studiat. Și Călărețul singuratic avea un indian în spate care l-a ajutat, un prieten, îl chema Tonto. Deci nici Călărețul singuratic nu era atât de singuratic pe cât se crede. Și atunci vreau să te întreb, cum ați aplicat acest principiu al echipei în creșterea GOMAG? Că mă gândesc că ați pornit singuri sau ai pornit singuri la drum? Am pornit singuri. 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 Noi suntem doi parteneri în business. O parte interfața marketing-vânzare, eu, Maimuța, și partea tehnică, partenerul meu, Aurelian. Foarte rapid am avut un prim coleg, pentru că am pornit destul de accelerat. Atunci, în 2005, vreau să fim cei mai tari din Baia Mare. Și două luni mai târziu am zis, ok, hai să luăm național, că nu era nimeni. Eram, se spune că suntem dinozauri, pentru că suntem atât de vechi în business. Echipele funcționează, dar trebuie să înțelegi. Pentru că noi la început, cum am spus, am făcut de toate pe internet. Am făcut web design, am făcut promovare, am făcut marketing, corporații, startup-uri, de toate. Am făcut la cerere absolut tot ce și-a dorit clientul. Marketing pur, marketing etic. Practic, noi trebuia să ajutăm clientul să scape de stocuri. Și creșteam la nivel de echipă. Acum suntem 30 ceva. Nu suntem foarte mari, dar totuși. Și când făceam de toate pentru toți, echipele nu aveau un numitor comun. Ok, că își luau salariile de la aceeași companie, nu era suficient, pentru că toți vorbeau, se făceau grupulețe, vorbeau de proiectele lor, de provocările sau problemele care apăreau peste tot. Și abia 13 ani mai târziu, v-ați dat seama cât de important e. Da, după ce am început să mergem toată compania în direcția GOMAG, să lucrăm toată compania la produs, să nu mai lucrăm pentru un singur client, să mulțumim mii, zeci de mii de clienți pe viitor, lucrurile au început să fie mult mai închegate. Și ne-am dat seama cum interacționează între ei și cât de încântați sunt când se discută un proiect, chiar dacă se discută cu o parte din echipă la dezvoltare sau la suport sau la marketing, ei vorbesc între ei pentru că, până la urmă, este un numitor comun. E ceva care îi unește. Te-aș întreba, ca să mergem un pic mai accelerat, avem multe principii astea, te-aș întreba ce fel de oameni aduceți în echipa voastră și cum îi selectați oamenii în așa fel încât să se potrivească echipei, apropo de principiul acesta al echipei? Aducem oameni din ce în ce mai buni și acum suntem tot mai severi, să spunem, în procesul de recrutare. La început aduceai vorba aia, la cine pui o grindă la gură și suflă, hai să aducem oameni. Acum e mai dificil pentru că vrem să aducem oameni ok. Și încercăm să aducem oameni cu experiență, adică dacă nu au experiență, nu aducem. Nu o să dăm ce fac Google, Facebook, Tesla, Apple, pentru că nu suntem niciunul dintre ei, ne dorim, nu o să fim, pentru că altfel am copia. Noi vorbim direct pe ce se întâmplă în România, cu resursele pe care le avem și încercăm să venim cu plus valoare, să îi implicăm în comunicări, să vadă și oamenii noi, că sunt mai mulți oameni scoși în față, oamenii cu vechime, oamenii cu experiență, îi implicăm în absolut toate proiectele, la cerere, bineînțeles, adică nu e nimeni obligat să participe la anumite proiecte. Dar vezi că lucrurile se întâmplă mult mai mișto și prind așa și curaj, se încurajează unul de la altul sau sunt motivați între ei. Cam asta este direcția, să înceapă să facă ei tot proiectul de la A la Z. Și sunt proiecte în care eu și Aurelian nu ne mai implicăm, adică ok, hai să vedem cine facem proiectul ăsta, cine se ocupă. Deci apar proiecte și apar deja lideri pe proiectele respective. Exact. Aș mai adăuga două întrebări pe care vă invit să le notați și prima întrebare sună pe următor. Care sunt punctele slabe pe care echipa ta le reduce la minim? De regulă de aceea ai nevoie de o echipă pentru că echipa respectivă îți reduce punctele respective la minim. Am observat de multe ori antreprenori care reușesc să-și aducă profesioniști în echipă și nu vă aduceți oameni la fel ca voi, ci aduceți-vă oameni care completează ceea ce faceți voi în echipă. Călin, aș mai face o completare. Am observat că le dăm libertate oamenilor, păi se creează niște puteri în oamenii ăștia și fac niște lucruri la care nu te-ai fi gândit cu un an înainte de la persoana respectivă. Adică când vede că are putere de decizie, putere de a implica oameni, de a copta resurse de HR, știi, să caute 2-3 colegi care să-l ajute, băi, ies niște lucruri din proiect și zici, wow! Știi, și este foarte, foarte mișto. Rămâi uimit. Deci ăsta e primul principiu echipei.